vorbea astăzi despre un amendament pe care urmează să-l depună Partidul Național Liberal sau Coaliția la o lege pentru a da pedepse mai aspre pentru cei care nu respectă regulile, mai de restaurante, baruri, pe lângă amenda pe care o primesc să fie și închisă o perioadă mai lungă de timp. E o propunere ca să se modifice un act normativ, o ordonanță, care cred că e în dezbaterea Senatului, astfel încât să se permită suspendarea autorizației de funcționare în cazul restaurantelor sau altor activități, în cazul în care, în mod repetat, nu sunt respectate măsurile de protecție sanitară. Păi această posibilitate există astăzi și pentru emitenții autorizațiilor de funcționare care sunt primari. Această modificare ar presupune ca nu doar primarii, ci și instituțiile care au atribuții de control, în special poliția, să poată să emită această decizie după controale în care se constată că în mod repetat o societate nu a respectat normele de protecție sanitară, să poată să dispună această măsură. Și nu susțineți? Păi e în dezbatere. Păi înțelegem că amendamentul a fost deja respins și premiera spunea că a avut această solicitare împreună cu ministrul de interne, dar în Comisia de Apărare a fost respins amendamentul. Până la adoptarea actului normativ, el va ieși de la Senat, va trece în Camera Deputaților. Dacă va ajunge în Camera Deputaților, eu susțin acest amendament.